Islanda va fi la un pas de catastrofă dacă cel mai mare vulcan din țară intră în erupție, iar cele mai grave efecte nu vor fi magma clocotită și cutremurele, ci culmea, apa. Oamenii de știință avertizează că un potop se va abate asupra coastei estice a Islandei dacă lava va topi ghețarul sub care bocnește vulcanul. Aceste imagini sunt o avanpremieră la scară foarte mică a potopului care ar începe dacă vulcanul Katla erupe. Iar o erupție de amploare este iminentă, spun experții. Au detectat numai puțin de 500 de mici cutremure în jurul celui mai mare vulcan al Islandei doar în ultima lună. Iar urmările se anunță catastrofale. Katla poate provoca inundații cum nu s-au mai văzut în Islanda. Dacă previziunile oamenilor de știință islandezi se confirmă, miliarde de litri de apă vor înneca practic coasta estică a țării înainte de a se vărsa în Atlantic. O catastrofă care are precedent tocmai în 1755. La erupția de atunci, topirea ghețarilor și a icebergurilor a produs o cantitate de apă egală cu cea a celor mai mari fluvii din lume.